Astăzi vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea. Mai exact, un fel de haul pentru luna aprilie. Și deși pe majoritatea le-ați cam văzut deja în alte videoclipuri, cum ar fi în parfumuri de primăvară și altele, dar totuși m-am gândit să le pun pe toate așa într-un haul, să fie toate la grămadă și de alea că am văzut pentru că majoritatea parfumurilor mele noi sunt mai de primăvară și da, am tot filmat tot felul de selecții de primăvară, da. Bun, și o să încep cu, cred că cel mai ieftin parfum. Un parfum care nu a fost achiziționat în aprilie, l-am de prin iarnă, cred că da. Dar este un parfum de primăvară, așa că am așteptat să vină primăvara ca să încep să-l folosesc și anume acest parfum de la Avon din gama The Monet Collection, de fapt din gama artistic The Monet Collection și anume Wisteria Sublime. Da, are o cutie foarte frumoasă, vedeți cât de frumoasă este cutia și la fel și sticluța e drăguță, e un fel de albastru, movaliu, cumva, un fel de movuliu mai exact. Da, da, parfumurile din această gamă artistic sunt destul de frumoase, destul de bune. Este al doilea parfum din această gamă pe care eu îl dețin. E frumos și acesta, interesant. Primul pe care l-am achiziționat este acela cu patchouli, patchouli Indulgence și îmi place foarte mult, este clar preferatul meu numărul 1. Dar și acest Wisteria Sublime chiar nu e rău. Da, un parfum pe bază de acea floare, glicina sau Wisteria, acea floare primăvaratică. Foarte, foarte plăcută. E și proaspăt. Clar este un parfum care mă duce gândul la primăvară. E moscat, simt destul de mult mosc în el. Așa că da. Atunci când l-am achiziționat, l-am testat, după care l-am pus undeva și am și uitat de el. Iar acum când vreau să filmez parfumuri de primăvară de buget, mi-am adus aminte de el. Așa că da, intră și el în haul-ul pe luna aprilie. Bun, este un parfum floral lemnos mosc unisex, zic ei, se pare, deși parcă tot l-aș vedea mai spre feminin un pic. Lansat în 2021, creat de către Natalie Lorson. Și are în vârf Wisteria, în mijloc Nasturcia, care e un fel de floare ceva, și în bază mosc natural. Da, plăcut. Simte acea floare, după cum vă spunem, acea glicină și mult, mult mosc. Cam asta simt în el, mai mult nimic altceva. E cumva și săpunos, aș putea să zic, miroase săpunos. Spre bazam de rufe, plăcut, interesant. Persistența aș putea să zic undeva între 4 și 6 ore, ceva pe acolo și siajul, să știți că e destul de mare în primele ore, chiar mi se pare destul de puternic. Da, cam asta ar fi de zis despre el. Bun, îl punem în cutie și continuăm. Următorul parfum este unul de la Narciso Rodriguez. Acesta, Narciso Pudre, l-ați mai văzut deja și în alte videoclipuri, cred că și în parfumuri pudrate l-ați văzut cu siguranță, pentru că este un parfum pudrat, într-adevăr. Este acel mosc specific al lui Narciso Rodriguez, dar într-adevăr floral și destul de pudrat. Multă, simt pudră, dar o pudră cremoasă, cumva, nu știu cum să-mi explic. Nu e genul acela de pudrat care te face să strănuți, nici într-un caz. Este așa pudrat, cremos, rotunjit, foarte plăcut. Un mosc un pic dulcea, chiar aș putea să zic. Parcă avea și vanilie, nu are vanilie, dar se simte un pic dulceac ceva acolo. Bun, deci, acest Narciso Pudre a fost lansat în 2016. Un parfum lemnos, mosc, floral, zic ei, de damă și are în vârf iasomie și trandafir bulgăresc. Și floarea de portocal în mijloc, mosc și în bază cu marină, cedru, vetiver și patchouli. Simt de ceva floral acolo, dar nu neapărat ceva bine definit. Cred că simt mai degrabă acea iasomie. Trandafirul bulgăresc, nu pot să zic că simt neapărat, cel puțin pe mine nu mă deranjează. Acum vedeți și voi, testați, desigur. Da, se simte destul de mult mosc. Dar e și el un parfum destul de proaspăt cumva. Moscul este unul curat în continuare.
pufos, cumva aș putea să zic, mai curat și mai pufos, pufos decât în Narcis Rodriguez, acela For Her, apă de toaletă în sticla neagră. Îl simt clar mai rotunjit, mai catifelat acel mosc, nu la fel de puternic și ascuțit. Și da, are o bază de vetiver, care îl face să fie așa un pic ierbos, îi dă acolo ceva interesant parfumului, puțin paciuli se simte, dar are și nimic exagerat. Nu este acel paciuli pământiu care să deranjeze nici într-un caz. Da, pe total, îmi place foarte mult. Da, și chiar recomand să-l testați, dacă nu l-ați încercat până acum. Persistența, din ce am văzut, este undeva pe la 5-6 ore, cam pe acolo, iar siajul mi se pare un mediu, nu este o bombă. Da, în primele ore, într-adevăr, se simte, dar din ce mi-am dat eu seama, mai degrabă e mai aproape de tine, cumva, cel puțin pe pielea mea, nu pot să zic că proiectează la o distanță prea mare. Da, dar e plăcut, e frumos, e genul acela de parfum, care, nu știu, poate fi parfum semnătură, poate fi parfum purtat oriunde, oricând, la orice ținută, în orice anotimp și așa mai departe. Deși fiind pudrat, eu îl asociez mai mult cu primăvara. Da. Îmi place mult, mult de tot. În general, îmi plac foarte mult parfumurile de la Narciso Rodriguez și mă bucur că a mai intrat unul în colecția mea. Da. Ok, mergem mai departe. Continuăm cu următorul și anume... Doar un moment. Așa, două parfumuri de la Dior, nu au intrat în colecția mea. Și primul este acest Miss Dior Absolutely Blooming. Un 30 de mililitri, am zis că este suficient pentru mine. Din câte știu, parcă l-am testat înainte în magazine, dar știți cum este cu testatul prin magazine. Cel puțin eu când mă duc să testez nu mă limitez la, nu știu, 2-3 parfumuri, miros cât mai multe posibil. Așa că la un moment dat mirosurile se amestecă și nu mai înțelegi absolut nimic. Da, aceasta este sticluța, foarte drăguță, lichidul acesta rozaliu cu fundița. Este într-adevăr un roz mai închis și destul de plăcut. Este în principiu un parfum fructat, floral, și destul de moscat, îl simt. Curat, la fel primăvăratic, dar este un floral destul de dulce. Și deși nu are nimic de genul, nu știu, vanilie, ceva în genul gurman, totuși simt în el o dulceață care vine mai degrabă de la cele fructe. Din ce am văzut, are zmeură, are coacăze, are ce mai avea, știu cum mai avea ceva. Rodie, da. Imediat o să vă zic și de note. Deci, acest Miss Dior Absolutely Blooming a fost lansat în 2016, creat de către François Demachy, așa, și este un floral fructat de damă. În vârf aveam zmeură, coacăze negre rodie și piper roz și se simte puțin și acel piper roz, dar nimic exagerat, nu se simte ca în acela de la Hermès, Twilly o Poivre, nici într-un caz. În mijloc are trandafir de maie și bujor, iar în bază mosc. Deci da, asta se întâmplă în el. Într-adevăr, un trandafir, dar un trandafir plăcut. Combinat cu bujor, chiar este un trandafir foarte plăcut, care nu mă deranjează. Într-adevăr, mă duce un pic de tot. Cu gândul la un parfum care mie nu pot să zic că îmi place neapărat, și anume Si de la Armani, dar puțin de tot. Totuși este diferit. Mi se pare mai jucăuș cumva. Doar că având trandafir și coacăze, eu cumva, nu știu de ce automat, parfumurile care au trandafir și coacăze le asociez cu Si de la Armani. Dar, într-adevăr, este mai diferit. Este mai fructat, mai jucăuș, mai plăcut. Destul de moscat. În continuare, este un parfum foarte elegant. În general, parfumurile din gama Miss Dior mi se par cumva și feminine, și elegante, și diafane, dar și mi se pare și un pic jucăuș, după cum vă spuneam, de la cele fructe, da, foarte frumos, în stilul Dior, plăcut, da, ce pot să zic, per total îmi place, nu este un parfum rău, nu este chiar, nu știu, în top pentru mine, dar e plăcut și o sticlă mică am zis că în colecția mea nu strică. Persistența pe pielea mea, din ce am văzut, este undeva pe la 5-6 ore, cam așa. Iar siajul, tot așa, mi se pare unul mediu. Într-adevăr, în primele ore se simte destul de bine.
proiectează. Este genul de parfum care cred că aduce și complimente pentru că îl simt destul de puternic. Încă n-am primit complimente pentru el. Nu prea am apucat să port așa prea mult. Dar cred că este genul acela de parfum. Cel puțin eu îl simt destul de puternic în primele ore. Da. Cam asta ar fi de zis. Plăcut, floral, fructat, moscat și dulce. Miss Dior Absolutely Blooming de la Dior. Îl punem în cutiuța lui și continuăm cu încă un parfum de la Dior. Tot așa l-ați mai văzut și prin alte videoclipuri. Nu voi insista pe el și anume J'adore, apă de parfum, primul apărut. Care este și el un, tot așa, floral, fructat, moscat. Dar de data aceasta avem alt tip de fructe și anume, din câte știu, are pepene galben și pară, parcă avea. Da, așa arată sticla, cred că toată lumea a văzut o sticlă de J'adore. Mai ales că este o lansare destul de veche, a lansat în 1999, din ce am văzut, da. După cum vă spuneam, este tot în același stil de floral, fructat, moscat, cum este și Miss Dior Absolutely Blooming. Dar de data aceasta este mai proaspăt și mai moscat, cumva mai curat, mai spre săpunos, aș putea să zic. Acela mi se pare mai dulceagă, acesta cred că aș putea să-l port și vara, fără nicio problemă. Pe acela de la Miss Dior poate doar în serile de vară, cred că ar merge, dar în vara pe Caunicolă nu prea. Pe acesta, în schimb, cred că ar merge și vara. Da, toată lumea știe cum miroase, cred că J'adore-ul de la Dior are multe flori, flori albe, iasomie, lăcrămioare, tuberoză, ce mai avea, frezii și așa mai departe. Pe o bază moscată, un pic lemnoasă și acele fructe în deschidere, acel pepene galben și acea pară. Cam atât ar fi despre el. Îmi place, deși este săpunos, pe mine nu mă deranjează acest lucru, chiar îmi place, se simte ca un săpun de lux. Destul de plăcut, așa că da, mi se pare perfect pentru primăvară, pentru vară. La fel este un parfum feminin, un parfum care, nu știu, merge la o rochie. Chiar și pe o mireasă l-aș vedea foarte potrivit. Deci, da. Persistență și siaj, din ce am văzut, varianta pe care o am eu, varianta aceasta, este undeva pe la, ar fi, undeva pe la 5, maxim 6 ore, să zicem. Dar aș zice mai degrabă pe la un 5 ore se învârte. Și se ajunge la fel în primele ore, mi se pare destul de puternic, după care se mai liniștește. Da, bun, cam asta ar fi de zis. Nu insist pentru că toată lumea îl cam știe deja. Apoi continuăm cu un set. Un set de la un brand nișă, ceva de genul, care se numește Alexander J, dintr-o gamă de colector. Am aici un set cu două parfumuri la 30 de ml. Ups. Am avut și o cartolină, dar a căzut pe jos. Așa arată setul. Am aici două parfumuri, după cum vedeți. Am așa, acesta este Morning Mask și acesta albastru este Zephyr Oud Vanille. Așa zice. Stați așa să iau cartolina de pe jos. Pentru că aș vrea... Da, de fapt nu e o cartolină, e o mini broșurică. Unde arată toate parfumurile din această gamă, de exemplu acesta Zephyr Oud Vanille, după aia Rose Oud, Golden Oud, din ce am văzut, și au mai multe, Black Musk, acesta cred că este mai masculin, Silver Ombre și Morning Musk ar fi ultimul. Am zis să încerc setul ăsta pentru că... Vin aici la 30 de ml fiecare și mi se părut așa drăguț. Nu pot să zic că mi-am dorit neapărat sticlele acelea mari la 100 de ml. Plus că deja, uitându-mă și la review-uri și pe Fragrantica, am văzut și am intuit că s-ar putea să semene cu unele parfumuri pe care eu deja le mai am. Și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Bun, haideți să începem cu acest Morning Mask. Pe care cred că vi l-am arătat și într-un videoclip cu parfumurile mele de nișă de primăvară, da. Așa arată sticla lui. Este un fel de nișă mai orientală, din ce am înțeles eu. Da, undeva cu prețuri mai accesibile, undeva, aș zice, ca cele de la Montal sau Masera, ceva pe acolo. Da,
sticluța metalică, interesantă, chiar drăguță, mi se pare, mai ales aceasta la 30 de minute, chiar mi se pare foarte drăguță, nu mi se pare neapărat chicioasă sau mai știu cum, interesantă, da. Într-adevăr, cum îi zice și numele, acest parfum este despre un mosc. Și îmi dau seama că aș fi putut să-l includ și pe acesta în parfumurile mele moscate. Da, am făcut un asemenea videoclip. Dar este un mosc mai diferit. Este un mosc cumva pământiu, îl simt eu. Îl simt ca pe un parfum șipre, floral, fructat, moscat, ceva pe acolo. Deși, din ce am văzut, nu este catalogat ca fiind șipre, mai degrabă este catalogat ca fiind un floral lemnos, mosc, unisex, dar eu îl simt șipre. Și mai ales că seamănă foarte bine deja cu un parfum șipre pe care eu l-am și o să vă explic imediat care. Bun, acesta a fost lansat în 2012 și are în vârf piersică, mandarină, caramelă, grapefruit, în mijloc trandafir de damasc, trandafir, patchouli, violetă în bază mosc și mușchi. Da, și după cum vă spuneam, într-adevăr se simte un mosc pământiu. Un mosc combinat cu acel mușchi. Nu mi se pare un mosc murdar, mi se pare un mosc destul de curat în continuare, dar un mosc diferit. Într-adevăr, este fructat în deschidere, floral și poate un pic dulceag de la cea caramelă, dar puțin de tot, nu mi se pare un parfum gurman, nu. Mi se pare, v-am zis, un șipre floral fructat, cam așa, și moscat, destul de moscat. Bun, din ce am văzut pe Fragrantica, acest parfum este asemănat cu Miss Dior Sherry de la Dior. Este asemănat cu un parfum de la Montal și anume Rose Elixir. Și eu când l-am mirosit, m-a dus cu gândul instant la un parfum pe care eu l-am și anume un parfum destul de accesibil de la Chopard, acest Sherry. Și acesta este asemănat cu Miss Dior Sherry și când l-am vorbit despre el în hall, v-am explicat atunci. Am zis că da, seamănă cu Miss Dior Sherry, deși eu nu mai știu dacă l-am testat pe acela, pentru că este un parfum discontinuat de ceva vreme, dar da, este asemănat cu acela. Ei bine, și acesta fiind asemănat cu Miss Dior Sherry, când l-am mirosit pe el, m-am dus cu gândul la acela. Într-adevăr, este un pic mai dulceac cumva, un pic mai dulceag și simt ceva fruct un pic mai zemos. Acea piersică o simt cumva un pic zemoasă. Dacă în acesta, știu că acesta avea pară și ceva bergamot în deschidere, pară mi se pare verde, crocantă cumva, nu neapărat dulce. În schimb, la acesta mi se pare că este un fructat ceva mai dulce. Cel puțin asta simte în el. Dar la fel nu mi se pare gurmand. Nici el. Și da, iarăși acest Rose Elixir de la Montal, am văzut că și el este destul de asemănat în tot felul de review-uri cu Miss Dior Sherry. Deci clar, astea patru parfumuri de fapt au clar ceva în comun. Da, și se pare că am găsit, să zicem, o alternativă mai ieftină pentru acesta, da, și pentru acesta de la Montal, Rose Elixir de la Montal și pentru Miss Dior Sherry care nu se mai găsește. Ar fi acest Chopard Sherry. Cabochard Sherry, mă scuzați. Da. Bun, și să vorbim și despre următorul... stați să vă zic de siaj persistență. Bun, mi se pare un parfum destul de persistent. Cele din gama aceasta, cel puțin astea două pe care le-am testat, par să fie două parfumuri destul de persistente, cumva, undeva între 6 și 8 ore, ceva pe acolo. Și siajul la acesta, Morning Mask, în primele ore mi se pare destul de puternic chiar. În primele câteva ore mi se pare că proiectează destul de bine. Bine, acum nu vă gândiți că de la kilometri, nu? Dar mi se pare că se simte destul de puternic, chiar mai mult decât la o lungime de braț. Acum depinde și cu ce cantitate te dai. Dacă te dai cu 2-3 pufuri, se simte cam la o lungime de braț. Dacă te dai cu mai mult, s-ar putea să se simte mai puternic și mai la distanță. Bun. Pe total îmi place ca miros. Sunt mulțumită și de performanțele lui. Și de asemenea am văzut că el este catalogat ca fiind unisex. Dar mi se pare că totuși merge un pic mai spre feminin.
aș zice eu. Și am văzut că și alte persoane zic la fel. În schimb, acesta, Zephyr Oud Vanille, un pic mai spre unisex ar merge. Nu mi se pare un parfum masculin nici pe departe, dar mi se pare mai spre unisex. Iarăși, nu știu dacă l-aș vedea perfect unisex, dar da, ceva mai spre unisex, să zicem. Bun, Zephyr Oud Vanille, da, acesta este un ambră vanilat unisex, lansat în 2012 și are în vârf nucă de cocos, caramelă și pielărie. În mijloc, boabe tonka, ilang, lemne albe cu ișoare, iar în bază, vanilie, lemn de agar sau ud și mosc. Da, Zephyr Oud Vanille. Cum îi zice și numele, se simte dulce vanilat. Se simte ceva cocos acolo. Se simte și puțin ud, puțină pielărie, dar iarăși nimic exagerat, nimic prea mult. Este un parfum dulceac, pufos, cumva aș putea să zic, destul de interesant. Și, iarăși, eu îl asemăn cu un alt parfum din colecția mea, care este mult, mult mai ieftin, un parfum foarte, foarte ieftin, și anume acest Silk Ilang Vanille de la Jean Art. Despre acesta este vorba. Și acesta este un parfum pe bază de vanilie, cocos și ilang. Da. Cam același lucru simt și în acest Zephyr Oud Vanille, numai că s-a mai adăugat acolo puțin de tot, puțină pielărie, dar v-am zis, nimic exagerat, nimic care să deranjeze. Și puțin din acel ud, dar tot așa, foarte, foarte puțin. Cam asta ar fi micile diferențe. Acela mi se pare, acesta de la Jean Art, mi se pare o idee ceva mai light, poate. În schimb, acesta, da, are ceva în plus acolo. Da, interesant. Da, dintre cele două, nu-mi dau seama care îmi place mai mult. Da. Amândouă, într-adevăr, sunt interesante. N-aș zice că le simt neapărat arăbești sau un stil în acela foarte oriental. Mi se par destul de portabile și pentru noi europenii. Mi se par ok. Da, plăcut, interesant. Da. La performanțe, mi se pare că duce cam ca Morning Musk. Da, cam tot pe acolo, aș zice. Undeva între 6-7 ore, 6-8 ore, ceva pe acolo. Dar nu știu de ce, mi se pare că Morning Musk proiectează ceva mai puternic. Cel puțin așa văd eu. Și acesta este ok la siaj, dar Morning Musk mi se pare că e un pic mai puternic. Da, cel puțin aceasta este experiența mea cu aceste două parfumuri. Și de asemenea, mai este asemănat și cu un Bois Vanille de la Serge Lutin, pentru că da, cele două și acesta, deci astea două se aseamănă și cu un Bois Vanille de la Serge Lutin. Deci, pot să zic că dacă vă doriți o alternativă mai ieftină și pentru acest Zephyr Oud Vanille și pentru un Bois Vanille de la Serge Lutin, ar fi acest Jean Art Guipur Silk Ilang Vanille. Bun, cam astea ar fi de zis. Continuăm cu un parfum de la Montal, nou intrat în colecția mea, la fel ați văzut într-un videoclip, cred că, sau urmează să-l vedeți, depinde când, care intră primul. Bun, avem aici Montal Wild Pearl, adică pară sălbatică. Da. Iarăși vine cu acest săpuleț. Toate parfumurile de la Montal vin în acest săpuleț. Și stilele lor arată cam la fel. Din ce am văzut, sau sunt argintii, sau sunt ceva cu roz, ceva un pic în degrade, poate, sau nu știu, ceva cu negru. Majoritatea sunt argintii. Da. Wild Pearl. Într-adevăr, se simte o pară sălbatică, cum zic ei, dar se mai degrabă o pară necoaptă, o pară destul de verde. Și o pară din aceea crocantă. Știți, așa, când muști în ea este crocantă, nu este coaptă, nu curge zeamă, nimic de ce, nu? Da, deci o pară dulce, acrișoară, crocantă. Cam asta simt în el. Și de asemenea mă duce cu gândul la băutură carbogazoasă cu aromă de pară. Iarăși o băutură din aceea, da, acidulată sau carbogazoasă. Da. Un pic sintetic, într-adevăr nu se simte cea mai naturală, zemoasă, pară, cum te-ai fi așteptat.
Eu cel puțin am rămas un pic dezamăgită, adică nu este genul acela de pară la care mă așteptam. Deși am citit multe review-uri și într-un fel toată lumea zicea că da, este o pară verde, nu este acel pară, acel tip de pară coaptă. Dar nu știu, totuși mă așteptam parcă un pic la altceva. Da. Am zis, băutura aceea carbogazoasă cu arome de pere, simte așa cumva și acele bule. Și destul de mult mosc simt în acest parfum. Da, este destul de curat, un mosc destul de curat spre săpunos cumva. Iar când trece deschiderea aceea de pară, după nu știu o oră, două, că se cam duce, rămâne pe piele un mosc destul de curat spre săpunos, cumva aș putea să zic. Da, un parfum drăguț, cumva de primăvară-vară aș putea să zic, pentru că este destul de proaspăt cumva. Da, cam asta ar fi de zis. Haideți să vedem ce zice și Fragrantica. Deci, este un parfum aromatic fructat unisex, se pare, lansat în 2011, creat de Pierre Montal, bineînțeles, și are în vârf pară și bergamot, în mijloc garoafă și lăcrămioare și în bază vanilie, mosc și santal. Da, tot ce simt în el este acea pară crocantă și mult, mult mosc. Cam asta simt eu în el. Vanilie. Dar nu pot să zic că se simte puțin acolo dulceag, într-adevăr nu, e un pic dulceag. Și mi se pare că merge mai spre feminin cumva, deși zic ei că este unisex, dar mi se pare că merge oarecum mai spre feminin. Da. Persistență și siaj. Mi se pare că persistă pe pielea mea undeva, aș zice, între 6 și 8 ore. Din ce am văzut, deși parfumurile de la Montal în general sunt destul de persistente și destul de bombe la seară și persistență, acesta nu este chiar la fel de persistent. Undeva pe la, da, să zicem, între 6 și 8 ore, dar uneori pot să persiste și 6 ore, din ce am văzut, cam pe acolo se învârte. Cu un siaj destul de puternic, în primele ore clar se simte. Da, cam asta ar fi de zis de acest White Pearl de la Montal. Bun, continuăm că mai avem parfumuri. Așa, ce ar mai fi? Un parfum pe care iarăși l-ați văzut într-un... Am făcut eu un scurt unboxing la mine pe canal. Și anume un alt parfum de la acest BDK, această casă de nișă, și anume Velvet Tonka. Da, mi-am dorit foarte mult acest parfum. Și deși nu am avut ocazia să-l testez înainte, pentru că, nu știu, așa s-a primit. Am testat mai multe parfumuri de la ei, dar exact pe acestea pe care mi le-am luat, se pare că nu am putut să le testez nici pe Cherry, cum ai zice ăla? Rouge Smoking, acela cu cireșe. Nici pe acesta nu am avut ocazia să le testez. Așa arată sticla lui, foarte frumoasă. De data aceasta avem un capac auriu, se pare. Iarăși cu eticheta aceasta pe o parte. Majoritatea sticlelor lor am văzut că vin cu capacul negru, cum este și Rouge Smoking, dar acesta e cu capac auriu. Îmi place la fel de mult. E frumoasă sticla. Bun, să vorbim și despre miros. M-am vorbit și în acel unboxing. Da, într-adevăr, este un parfum cu tonka. Un parfum destul de dulce, migdalat. Destul de unisex, dar în același timp parcă un pic mai spre feminin, aș zice. Deși e într-adevăr unisex. Cred că ar merge, poate ar merge și pe un bărbat. Acum nu știu ce să zic, depinde de fiecare. Da, interesant. Într-adevăr se simte migdală, se simte tonka, se simte dulce, vanilat, cumva ceva acolo. Dar nu mi se pare neapărat un parfum din acela gurmand, adică clar nu este o prăjitură, nu este o bombă gurmandă, nici pe departe. Are o doză de ceva dulce, dar nu este neapărat un parfum gurmand. Mi se pare mai greu un parfum așa, în stil mai clasic, mai, nu știu, neapărat elegant. Da, nu știu, e greu de descris. Bun, Velvet Tonka de la BDK este un floral unisex lansat în 2021, creat de către Alexandra Carlin și are în vârf migdale, floare de portocal, în mijloc tutun, ulei de trandafir, în bază tonka, vanilie de bourbon, lemn, ambrat și amiris.
Da, nu știu ce este acea notă de amiris. Știu că am mai testat de la MFK tot ceva cu amiris. Interesant. Dar da, cel mai bine simt tonka, migdala, se simte într-adevăr puțină vanilie, dar nimic spre gurman neapărat. Și într-adevăr se simte și puțin tutun uscat, aș zice. Frunze de tutun mai degrabă, dar plăcut, destul de interesant. La fel, cred că ar trebui testat înainte, pentru că, nu știu, mă gândesc că nu ar fi neapărat pe placul oricui. Deși mi se pare mai safe în comparație, nu știu, cu, pentru mine personal, în comparație cu, nu știu, Gris Charnel sau alte parfumuri, acesta mi se pare un pic mai safe. Dar, iarăși, neapărat trebuie testat înainte, pentru că nu va fi pe placul tuturor. Da. Despre SIAJ și persistență, într-adevăr acesta mi se pare un pic mai persistent decât Rouge Smoking, acela pe care l-am eu. Dacă acela mi se pare că persistă undeva până la maxim 6 ore pe mine, acesta pot să zic că depășește un pic 6 ore, iarăși nu cu mult, poate undeva pe la 7 ore să zicem. Dar iarăși nu are nici acesta un SIAJ bombastic. Și din ce am observat eu, parfumurile de la BDK sunt într-adevăr, unele dintre ele sunt persistente, dar sunt așa mai aproape de tine cumva, nu sunt genul acela care proiectează și au neapărat un SIAJ bombastic, nu. Dar pe total e un parfum plăcut, interesant, destul de persistent, sunt mulțumită la persistență, da. SIAJ se putea și mai bine de atât, normal, dar e ok, pe total sunt mulțumită. Dacă ar fi să-l asemăn cu ceva, sincer, m-am tot gândit, nu știu cu ce să-l asemăn. Da, nu știu. Nu știu, chiar nu știu cu ce să-l asemăn. Am văzut pe Fragrantica că este asemănat cu Yupp Le Bain. Eu am avut acel parfum, dar nu știu, n-aș zice că seamănă neapărat. Da, are puțin din acel parfum, într-adevăr, acum că-l miros. Acesta. Acum că am văzut că este asemănat cu el, dar așa mirosindu-l nu pot zic că m-ar fi dus neapărat cu gândul la acel parfum. Bun, cam asta ar fi de zis despre acesta și continuăm cu ultimul parfum. Cred că și am terminat cu acest haul. Bun, și ultimul parfum este unul pe care iarăși l-ați mai văzut într-un videoclip și anume un alt parfum de la Amouage și anume acest Love Tuberose. L-ați văzut, cred că, în parfumul cu... Încă parfumul. În videoclipul cu parfumuri de primăvară, varianta de nișă, da. Love Tuberose de la Moș. Pe acesta mi l-am dorit destul de mult. Cutia frumoasă, ca de obicei. Așa se deschide. Și aici avem parfumul la 100 de mililitri. Parfumul care vine într-o culoare, un fel de alb crem, așa, foarte, foarte plăcut. Efectiv, ca, nu știu, îmi inspiră că parfumul ar fi cumva cremos, lactonic, mă duce gândul la frișcă, ceva pe acolo. Și da, să știți că chiar are asemenea note cremoase și lactonice și îmi place foarte mult. Într-adevăr, este vorba despre o tuberoză dulceagă, un pic spre gurmand, aș putea să zic, dar un pic de tot, pentru că simt acele note cremoase și lactonice în el, dar cel mai mult mi se pare că este un parfum foarte, foarte feminin, diafan, superb. Da, îl simt foarte feminin, clar. Da, e foarte, foarte plăcut. Îmi place mult, mult de tot. Chiar mi l-am dorit și mă bucur că l-am în colecție. Da, și deși mai am parfumuri cu tuberoze și unele ar părea că seamănă cu altele, dar mi se pare că are totuși ceva a lui. Acea cremozitate, acea parte lactonică, mi se pare interesantă. Nu am mai întâlnit alte parfumuri cu tuberoză care să fie așa. Aș zice că merge puțin și spre bubblegum, simțind acel vibe puțin de tot gurmand, lactonic, cremos. Puțin de tot, puțin spre bubblegum. Nu îl simt la fel de bubblegum cum îl simt pe Linterdi sau pe My Way de la Armani. Dar are ceva, puțin de tot. Și cred că v-am mai menționat într-un videoclip că eu îl asemăn puțin, sau mai bine zis,
tot așa cu o variantă, o alternativă mult mai ieftină de buget, și anume acest A Marriage of Jasmine and Tuberose de la Avon, da, de la Avon, cu acesta la 6 mâna. Într-adevăr, acesta îl simt mai cristalin cumva, mai... Da, tuberosa aceea este cristalină spre verde cumva, însă pe Love Tuberose îl simt rotunjit, cremos, lactonic. Acestea îi lipsește, într-adevăr, îi lipsește partea aceea cremoasă, lactonică. Dar aici o regăsim și îmi place mult, mult de tot lucrul acesta. Dacă n-aș fi simțit-o, nu cred că l-aș fi luat, pentru că v-am zis, îl vând și pe acela, mai vând și alte tuberoze în colecție, nu cred că mi l-aș fi luat. Dar pentru că are acea cremozitate în el, asta îl face special pentru mine și deosebit și plăcut și, da, îmi place mult, mult de tot. Bun, haideți să vedem. Deci Love Tuberose de la Amouage este un parfum floral gourmand, nu, floral fructat, gourmand de damă, zic ei, lăsat în 2018, creat de către Natalie Lawson și este și al din acea serie cu, sau gamă cu Secret Garden. Mai am două din această serie, mai am pe Lilac Love și pe Blossom Love și acesta face parte tot din acea serie. Bun, și are în vârf tuberoză, gardenie și iasomie, în mijloc frișcă și vanilie și în bază santal și cedru. Da, notele mi se par absolut delicioase pentru mine. Mie îmi place foarte mult tuberoza în parfumul, eu sunt o iubitoare de parfum de tuberoză. Bine, acum depinde și de tuberoză, că dacă e genul acela de tuberoză foarte animalică și nu este neapărat pentru mine. Dar genul acesta de tuberoză îmi place foarte mult și cred că va fi pe placul multor persoane. Da, poate chiar și pe placul acelor persoane care nu sunt neapărat fane acelui tip de tuberoză animalică, foarte, nu știu cum să zic, răpitoare cumva, da. Cremoasă, lactonică, dulceagă, un pic gurmandă, un pic de tot bubblegum și mai ales că are și acel santal și sandalul îi dă puțină cremozitate acolo. Da, delicios, plăcut, floral, feminin, diafan, iarăși, mi se pare un parfum atât de feminin, atât de plăcut, atât de foarte frumos, într-adevăr. Iarăși și acesta l-aș vedea foarte potrivit și pentru o mireasă. Da, la performanțe, iarăși, mi se pare undeva mediu, mi se pare că persistă undeva... Aș zice 7-8 ore, mi se pare ok ca persistență și siajul mi se pare moderat. În primele ore, într-adevăr, proiectează destul de bine, te vor simți și cei din jur, te vei simți și tu, dar după se mai liniștește după câteva ore. Nu este la fel de bombastic ca Blossom Love, acela se pare că e acolo, în top. E cel mai tare din parcare. Acesta e ok. Eu sunt mulțumită și de siaj, și de persistență. Da, într-adevăr, se putea mai bine. Dar ideea e că e și destul de feminin cumva și acea cremozitate din el îl face să fie așa gingaș cumva. Nu e chiar genul acela de tuberoză care să țipe așa de la kilometri, pentru că dacă ar fi probabil genul acela, nu știu dacă mi-ar plăcea neapărat. Da, bun. Și cred că cam asta a fost de zis. Da, asta a fost ultimul parfum din haul. Și de asemenea, tot luna aceasta am mai achiziționat și acele seturi de la Parfums de Marley, acestea două, dar v-am vorbit despre ele într-un clip separat. Așa că dacă vă interesează ce părere am eu despre aceste parfumuri, mergeți la acel videoclip să vedeți. Bun, da, cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri v-ați mai achiziționat luna aceasta și ce părere aveți voi în general despre parfumurile pe care vi le-am prezentat astăzi. Bun, cam atât. Vă pup, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi faină. Pa, pa!